Polițiștii locali din Târgu Jiu au acționat în stațiile taxi pentru verificarea legalității acestei activități în oraș. Polițiștii spun că în Târgu Jiu nu se desfășoară taximetrie în mod ilegal. De data aceasta au fost verificate 15 persoane ce desfășoară activitate de transport persoane în regim de taxi. Principalele obiective ale controlului conform atribuțiilor poliției locale au fost deținerea autorizației de taxi sau orice altă copie conformă autorizației de transport care trebuie să se găsească obligatoriu la bordul autovehicului și care este valabilă numai în prezența ecusoanelor și a altor documente. În urma controalelor, echipajele poliției locale din municipiul Târgu Jiu nu au constatat abateri de la legislația în vigoare. Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare pentru verificarea respectării normelor legale în vigoare.